Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărută la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara, furnizarea apei calde de consum și încălzirii va fi întreruptă în ziua de vineri 26 aprilie de la ora 9 până la ora 15 la punctul termic 46. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor, Cascadei, Cetății, Martir Remus Tășcală, Gheorghe Lazar, Madrid, Mendelev, Salcei, Suceava, Zenit, Dornei, în total 44 de branșamente. La finalizarea lucrărilor poate apărea fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp, motiv pentru care se recomandă evitarea folosirii apei în scopuri menajere, până la limpezirea ei.